găsit! Între 28 septembrie și 11 octombrie avem un aspect tensionat. E vorba de quadratura Mercur-Marte, Marte în Rac și Mercur în Balanță. Ce zice acest aspect tensionat? Că vrem multe, constatăm multe cu Martele acela în Rac, avem mari nevoi, emoționale sau materiale, dar în felul în care, în general, de la alții și cu alții avem treabă, dar felul în care comunicăm aceste nevoi, aceste cerințe, aceste exigențe sau nemulțumiri, trebuie să fie foarte delicat, foarte atent. Venus în Scorpion, în aceeași perioadă, spune că cu tact și cu delicatețe, cu înțelegerea profundă a întregii situații, nu numai a nevoilor noastre, putem avea mai adaptată atitudine în raport cu cealaltă persoană. Comunicarea nu este ușoară. să avem tact în dar răbdare și înțelegere e necesar, dar poate să nu fie ușor de fiecare dată, mai ales dacă am senzația că am mai spus asta, am mai cerut asta, am mai fost în situația asta și nici atunci nu s-a înțeles și iarăși se repetă. Deci, cumva, ne considerăm absolviți de responsabilitatea de a mai înțelege și mă ierta și de data asta și totuși este cea mai bună cale. Ne solicită acest aspect, cuadratură de Mercur-Marte să fim mai grijuli în felul în care înțelegem contextul și transmitem ce am înțeles. Cum am înțeles persoana respectivă. Cum abordăm toată situația în care suntem prinși noi și celălalt. Pentru că e vorba în principal de relații. Fie că sub forma contractelor la locul de muncă, parteneriatului conjugal, relațiile de familie în general, oameni cu care ne putem ciocni și cu care dintr-o dată avem ceva de rezolvat atunci, acut, foarte mare atenție la comunicare. Al doilea rând, atenție la comunicarea scrisă prin acte oficiale, pe care e bine să le întoc să le citim cu atenție, să le întocmim bine și să vedem dacă este cazul să acceptăm sau nu. Foarte multe nuuri, foarte multe dezacorduri pot exista în această perioadă. Dar ochiul pe interesul nostru, dar și cel comun este de dorit pentru a găsi în cele din urmă, și folosind intuiția, sensibilitatea, pentru a găsi până la urmă punctul central unde ne întâlnim, totuși, toți, ca uh, interese. Este un aspect de cuadratură care. Poate nu deschide atât de multe polemici sau dezbateri furtunoase, dar le simțim noi în interiorul nostru aceste dezacorduri și aceste nemulțumiri. Să rămânem totuși la tac, diplomație și înțelegere. Pentru berbeci, perioada poate aduce tulburări interne, mai ales în relațiile personale, dificultate în a ști cum să comunice lucrurile, mai ales dacă sunt convins că au dreptate și e posibil să aibă dreptate. Jupiter în gemeni le accentuează mentalul bun, și pot merge direct la țintă, așa cum alții nu o fac. Și ceea ce ei pricep, alții nu pricep. Ceea ce ei văd, alții nu văd. Trebuie să fie mai empatici ca să înțeleagă mintea celuilalt, ca să știe cum să vorbească pe mintea celuilalt. E foarte important acest aspect dacă vor să evite conflictele. Și dacă evită conflictele, pot asista, uluiți, la o deschidere din partea omului din fața lor. Și la o ofertă mult mai bogată decât au vrut ei să obțină inițial de la persoana pe care încercau să o convingă, să facă sau să zică lucruri să fie alături de ei. Pentru Tauri, tensiunile dintre Marte și Mercur pot avea legătură în activitățile și rutinele zilnice. E bine să fie atenți cum șofează, cum merg pe drum la hârtiile pe care le manipulează, dar și pe care vor să le obțină, stabilirea unui cadru de funcționare în mediul lor de zi cu zi, dar mai ales la muncă, să spunem. Unui cadru cu care toată lumea e de acord. Fără stabilirea acestui cadru, multe deranjuri se pot produce și au nevoie să se consulte mai atent, deși ei uh, sunt impetuoși și au chef să facă lucrurile în viteză, pentru că au o energie bună datorită planetelor lor, dar nu toată lumea le are. <coughs> Totuși trebuie să tatoneze, uh, să ajungă cumva la un consens cu cei din preajmă despre cum să rezolvăm niște lucruri împreună. Care sunt etapele de parcurs, cum evaluăm parcurgerea etapelor și mai departe pentru gemeni. este o perioadă care aduce în cazul lor și frământări financiare, te de pe lista unor cheltuieli, tot felul de calcule, tot felul de analize, e bine, nu e bine, acum, mai târziu, investirea banilor, obținerea banilor. Foarte multe plăceri care poate erau pentru ei, dar ar fi vrut să le facă altora de care au grijă. Pot fi tăiate de pe listă sau dacă totuși cheltuie, nu sunt împăcați și se frământă din cauza asta. Mai ales pentru copii sau pentru persoane pe care le consideră uh, deficit acum, eu știu, de bunuri sau de atenție. Tind să cheltuiască pentru aceste persoane, dar... Nu, este, nu sunt împăcați cu lucrul ăsta și dacă găsesc soluții mai creative, soluții mai blânde, dar asta înseamnă poate să pună osul la treabă, adică să dea de la ei, să facă ei servicii, să fie ei prezeți. Dacă vor face asta, atunci sunt mai bine cu banii și cu iubirea. Pentru raci, perioada de cuadratură Mercur-Marte aduce frământări, tensiuni interioare legate de casă și cămin și ai casei poate simt că nu pot contribui cât ar vă dori să fie acolo unde e nevoie de ei din cauza distanței, din cauza unor incapacități sau că nu fac destul, își pot reproșa. E vorba și de confort. Pe de altă parte, mică neglijență poate să facă o mare boacănă nu atât pierderea financiară e problema, ci faptul că e un deranj mare și trebuie să se ocupe de lucrul ăsta. Dar sunt interesați ca lucrurile să funcționeze în casă și ca ambient, dar și ca relații. Poate au sentimentul că multe depinde de ei, dar nu e în totalitate așa. Asta nu înseamnă că dacă ar putea și ar interveni, nu s-ar corecta niște lucruri, dar mai sunt și lecțiile celorlalți, mai sunt și experiențe necesare, pentru că sunt educative și au, un pro, au putere de a, de a crea progres. Pentru lei, tensiunile Marte-Mercur țin de înțelegerea lor. Și cu referire la ei, să înțeleagă în ce e bine să se implice și ce nu. Din toate proiectele și activitățile și acțiunile, din tot ce ar vrea să facă, toate sunt necesare. Toate le aduc bine. Asta pe de-o parte. În plus, trebuie să-și înțeleagă o problemă. Nu poate să fie de sănătate sau relațională. Au nevoie să stea și să reflecteze la ea. Au nevoie de răbdare pentru asta și înțelegerea faptului că, da, e, și ei sunt contribuitori la problema respectivă. Deci, această reflexie la lucruri care îi frământă acum le pot aduce o mare lămurire, o mare clarificare în legătură cu locul lor, postura lor, gândurile lor, corectitudinea convingerilor lor. Și asta duce la progres, această autoanaliză. Pentru fecioare, tensiunile sunt legate de înțelegerea locului cuvenit în mediul în care sunt, în grupul de prieteni, în general, în societate, unele fecioare mai tinere își pot pune problema care calea lor, care i drumul de parcurs, care e menirea sau mesajul lor de adus în lume, nu doar profesia. Și se pot frământa în legătură cu asta. Dacă merg pe drumul ăsta, îmi place, e potrivit pentru mine. În cazul altor fecioare care deja să și au ales drumul, trebuie să-și mai aleagă și grupul. Sau dacă vor să fie pe gustul grupului sau sunt ca ele însele, indiferent ce părere au ceilalți. Este important asta și accentul cade mai mult pe propria persoană și personalitate, să și le onoreze, și de-abia după aceea să vadă dacă se mai potrivesc și cu ce grup se potrivesc și dacă toate acțiunile grupului sunt potrivite pentru ele. Pentru balanțe, tensiunea dintre Mercur și Marte este o aduce și în cazul lor o frământare interioară legată de rol. Dacă au ceva de spus, cum să spună, dacă au ceva de făcut, cum să facă, dacă au decizii de luat, cum să le ia astfel încât ele să fie armonice, să ducă la, pentru că sunt interesate de efectul acestor lucruri, nu doar că au dreptate și să facă lucrurile conform dreptăților, ci sunt foarte interesate și de efect, de rezultatele pe care le produc și pe care le așteaptă. În confruntările cu șefii își vor pune răspicat punctul de vedere. S-ar putea să fie câștigător lucrul ăsta, mai ales dacă probează cu argumente, cu practică, cu experiență profesională, da, poate fi o perioadă în care obțin uh, bani mai frumoși sau recunoaștere mai multă. Pe de altă parte, nu tot ceea ce gândesc trebuie spus și spus oricum. Trebuie văzut care este maniera cea mai potrivită. nu înseamnă asta 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 să spună ce vor alții sau de dar care e maniera cea mai potrivită de a spune lucrurile ca toată lumea să cadă în picioare, să aibă de câștigat de învățat din asta. <coughs> Pentru scorpioni. Tensiunea dintre Mercur și Marte vă poate fi aducătoare de informații tulburătoare. N-aș zice că le îi vizează direct. Se întâmplă lucruri în viață, în mediul în care ei sunt. Dar nu știu dacă îi vizează neapărat direct, în sensul că nu sunt în zone foarte personale, deci aud lucruri. Unii poate vor să se implice, dar poate și distanța este o problemă și distanța și emoțională, nu știu cum să ajungă la oameni și să facă în așa fel încât să fie deschiși către ajutorul pe care ar dori să-i ofere. Dar simt, sunt compasivi, înțeleg dramele unor oameni sau nevoile unor oameni dar nu la toată lumea pot ajunge sau dacă nu ține de ei și ține de alții, nu pot convinge pe acei alții să facă lucrurile pe care scorpionii le consideră potrivite. Să țină cont că au venus în zodia lor în perioada asta, deci cu tact și cu delicatețe se rezolvă mai multe lucruri. Pentru săgetători, <coughs> au frământări legate de altul. Le pasă foarte mult ce vrea, ce face, ce gândește o altă persoană. Pot fi copii sau alte persoane apropiate, la care nu ajung și se frământă din cauza asta. Cum pot face să înțeleagă mai bine? Uh, persoane cu concepții diferite, cu acțiuni pe care ei nu le consideră îndreptățite. <coughs> nu e vorba de șef sau de colegi. Poate fi mai curând cineva din familie apropiată. Uh, și asta e o provocare pentru societători îi îndeamnă să se pună cumva în locul celuilalt și să vadă că din perspectiva aceea foarte personală și subiectivă și unghiulară, poate că așa se văd lucrurile, abia atunci vor înțelege de ce simte cineva, ce simte, de ce își dorește, ce își dorește, de multe ori nejustificat, din cauza unei experiențe neplăcute, dar ca să poată să dea un sfat, trebuie să simtă ce simte celălalt. Pentru capricorn. Tensiunile vizează comunicarea comunicarea cu apropiații, mai ales pentru atingerea unui obiectiv. Crezul comun, dar și obiectivul comun sunt foarte important de stabilit acum. Și e greu de stabilit acest, acest, obiectiv comun, indiferent cu cine. Oricum, o persoană importantă pentru ei. Au nevoie de aceea de foarte mult tact în conversație și dacă nu e emoțională, nu e pornită din inimă și cu sinceră dorință de a se face înțelegi sau de a-l înțelege pe celălalt, nu ai pentru că au argumente raționale, nu ajung la celălalt. Toată lumea așteaptă cumva și un argument emoțional, să fie văzuți, să fie simțiți, să fie înțeleși, înainte de a fi judecați, să fie înțeleși ca și când celălalt s-ar pune locul lor. Așa că și pentru Capricorn asta este o provocare, la modul rațional înțeleg că poate unele lucruri nu sunt logice sau clare sau corecte, dar argumentul nu trebuie să fie rațional ca să ajungă la celălalt, ci emoțional. <coughs> pentru vărsători. Tensiunile dintre Mercur și Marte uh, vizează dezaprobarea unui cadru juridic legal în care funcționează. Nu-i ajută legea sau nu-i ajută anumite norme. Poate să fie și o etichetă în grupul în care funcționează, dar oricum nu, nu sunt ajutează toate aceste lucruri care par constrângeri pentru ei. Foarte preocupați să avanseze lucrurile, să le facă să meargă înainte, nu prea vor să piardă timpul cu menajamente sau cu convingeri, adică având toată lumea același interes, îi se pare logic ca toată lumea să tragă în acest sens. Or, nu este așa. Iar cadrul juridic legal chiar poate să încurce în acest moment. Trebuie să stăpânească foarte bine anumite cunoașterea unor norme sau reguli. Poate e nevoie să se consulte cu cineva pentru asta, mai ales dacă au desemnat lucruri și dacă unele evenimente se repetă, mai sunt puși în situații ca și altă dată de a semna norm sau de a nu înțelege ce semnează. Pentru <coughs> pești. Tensiunile dintre Mercur și Marte pot aduce un conflict între ce își doresc și ce pot. Uh, își doresc multe, pot puține, singuri. Uh, iar problema dependenței de cineva de la care așteaptă lucruri s-a mai pus în viața lor de multe ori. Și este cazul acum, spune și Saturn asta, să se bazeze mai mult pe ei, să primească de la ceilalți cât pot da. Chiar dacă ar fi trebuit să primească mai mult pentru că li s-a promis sau pentru că merită și au făcut și ei la rândul lor lucruri. Deci este o tensiune între ce au nevoie și ce primesc, mai ales dacă consideră că sunt îndreptățiți să primească. Nu se potrivește treaba asta. <coughs> În schimb, pot constata că învățând să facă lucru, lucrurile singuri sau ajutându-se cu alte persoane, nu de la cele care le sunt datoare și de la care pește așteaptă, vor rezolva mai repede lucruri. Da, cu străinul uneori e mai bine. Să ne fie bine tuturor!